Bun venit la Starea Libertății. În anul 2017, cea mai recentă statistică pe care am găsit-o, 4 activiști de mediu au murit în fiecare săptămână pe glob, aproape 60% în America Latină. M-am interesat de aceste cifre pentru că, nu știu, mi-e imposibil să înțeleg cum în plină campanie electorală, o campanie care va ține până la finalul anului viitor, nimeni, dar nimeni, n-are vreo preocupare în zona mediului. Nici nu știm de fapt ce înseamnă asta exact. Nici măcar defrișările ilegale nu intră în preocupările centrale ale vreunui partid. Iar noi, cetățenii, o vedem ca pe o formă de hoție care nu prea ne atinge, nu? Sau cum să înțelegem asta? Săptămânal găsești în presa noastră mărturii de-a dreptul cutremurătoare din zona de mediu. Iată, Sorin Jiva, pădurar în Gura Honț, județul Arad, a fost împușcat în 2017 de către un braconier în timp ce se afla în pădure. Atacatorul, Valentin Tamaș, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru tentativă de omor și la plata unor daune în valoare de 50.000 de euro. La 6 luni de la pronunțarea sentinței rămasă definitivă, Tamaș este în continuare în libertate, fiind dispărut. Șefii au spus pădurarului să o lase mai moale, să nu se uite și el la toate câte se întâmplă. Pe scurt, să-și vadă de viața lui, că prea-și vede de viața altora. Marele merit al oamenilor aleși, al celor care aparțin statului, este acela de a crea instituții funcționale, instituții care să meargă și fără ei. Am văzut știrea despre polițistul care n-a rezistat nici măcar o lună și a dat demisia din poliție după 20 de zile, da, un tânăr de 20 de ani. De ce și-a dat demisia? Pentru că n-a vrut să moară, zice el. Probabil că nu putem percepe situația oricât ne-am imagina. Ce va lipsi din dotare? E întrebat polițistul. Iar polițistul răspunde: domne, tot. Pistol, ton, făcătușe, spray lacrimogen, stație, telefon de serviciu, orice. Am avut un apel 112 în care a fost o bătaie. Când am ajuns acolo, au ieșit multe persoane recalcitrante și încercau să reia conflictul. Atunci am încercat să ameliorăm problema din vorbe. Din vorbe, deci. Vorbele din dotare, cum ar veni. Că arme în dotare, mai moale. Ce faci, frate meleu? Lasă sabia aia! Hai, bă, să stăm de vorbă despre poezia lui Coșbuc, nu? Acum te rogi să ai noroc de scandalagii care înțeleg cu vorba bună, de interlopi care sunt oameni ai dialogului, nu? Practic, instituțiile noastre sunt formate din niște băieți în uniformă, ceea ce e o mare greșeală, că te recunosc infractorii și te iau la bătaie. Nu, nene, să mergem pe burtă, îmbrăcați la blugi, iar pădurarii, ce să zic, ca turiștii. Na, glumesc, dar e foarte trist cum am ajuns. Un stat care dispare, fraților, un stat care nu se poate privi în oglindă ca să-și spună de ce boli suferă cu adevărat. Iar partidele politice, pentru că ele ne reprezintă, nu? Ele vorbesc despre aceste probleme, par mai aeriene ca niciodată. Sunt prea ocupate de bapea mătii ca să mai vadă și România. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației pe Prima TV.